Societatea Vital SA, agenția Șomcuta Mare, anunță că începând de astăzi, 11 octombrie, zilnic între orele 18 și 6, se va întrerupe furnizarea apei potabile în orașul Șomcuta Mare cu localitățile aparținătoare Bucium și Finteușul Mare. În Vălenii Șomcutei, în acest moment, stocurile de apă nu permit furnizarea acesteia. Programul de furnizare a apei potabile către utilizatorii din zona amintită se va menține până la reglementarea situației. Măsurile menționate fac parte din programul de restricții în alimentarea cu apă potabilă întocmit de către Societatea Vital, împreună cu reprezentanții Sistemului de Gospodărire a Apelor Maramureș. Reprezentanții Vital mulțumesc pentru înțelegere și sfătuiesc populația să folosească apa cu responsabilitate, evitând risipa pentru a asigura o distribuție echitabilă și continuă, fiindcă folosirea rațională a apei este o responsabilitate comună atât a furnizorului cât și a utilizatorilor. Pentru informații suplimentare sau alte sesizări, dispeceratul Vital vă stă la dispoziție.